Acord de încetarea focului în regiunea Nagorno-Karabakh, guvernul armean local din regiune a fost de acord să-și desfințeze armata în schimbul încetării atacului din partea azerbaidjanului. Negocierii de pace se vor desfășura în zilele următoare pe teritoriul Azer. După ce mai multe state au cerut încetarea focului în nagorno karabakh s-a ajuns la un acord mediat de trupele ruse de menținere a păcii din regiune. Forțele armate armene se vor retrage din regiune. Totodată a fost agreată și desfințarea și dezarmarea completă a formațiunilor armate separatiste armene. O primă întâlnire de pace dintre autoritățile locale armene din nagorno karabakh și cele din Azerbaijan are loc pe teritoriul Azer. Anunțul vine la scurt timp după discuția telefonică dintre secretarul de stat american Anthony Blinken și președintele Azer, Amaliev, în care Statele Unite au cerut o rezolvare pe care diplomatică a conflictului. Negocierile se vor realiza în contextul în care Azerbaijanul a declarat că discuțiile vor viza planuri de reintegrare a regiunii în Azerbaijan. De cealaltă parte, guvernul local din Stepanakert nu a menționat această posibilitate. Cel puțin 27 de persoane au fost ucise, iar alte câteva sute au fost rănite în urma atacului Azer asupra regiunii. Alieva a ținut să-i transmită lui Blinken că acțiunea antiteroristă a vizat doar țintele militare legitime și nu civilii și infrastructura civilă. Azerbaijan a acuzat armata armeană că a atras asupra pozițiilor forțelor a în plus, aceștia ar fi fost și victimele minelor plantate de armeni după războiul din 2020. Trupele ruse se află încă din 2020 în regiunea Nagorno-Karabakh și se presupune că acestea ar trebui să monitorizeze încetarea focului. Această regiune face parte din Azerbaijan conform recunoașterii internaționale, însă acolo trăiesc în majoritate etnici armeni.